Agentul de poliție a reținut permisul doljeanului în urmă cu 2 zile pentru că a trecut pe culoarea roșie a semaforului. El a luat legătura cu agentul de la circulație și a oferit bani în schimbul permisului. Agentul de poliție și-a informat superiorii și așa s-a organizat flagrantul. A venit la post, a intrat în postul de poliție, a început să vorbească cu mine, ulterior a scos un portofel din buzunar și a scos suma de bani și a pus-o pe masă. Se organizează flagrantul, au fost montate dispozitivele în postul de poliție. Făptuitorul a fost audiat de ofițerii DGA, fiind preluat pentru cercetări. Bărbatul de 34 de ani din Calafat a fost prins în flagrant în timp ce ofera 120 de euro agentului din cadrul postului de poliție Radovan. Bărbatul a fost introdus în arestul inspectoratului pe o perioadă de 24 de ore și va fi prezentat cu propunere de arestare preventivă magistraților. El este acuzat de infracțiunea de dare de mită.